Bucuria noastră trebuie să fie legată nu de oameni, nu de lucruri, nu de ritualuri, nu de simboluri, ci să fie legată de Dumnezeu. Amin. Aia e bucuria adevărată. Bucuria lor nu este adevărată și este superficială pentru că se lega de lucruri. În al doilea rând, bucuria lor era superficială pentru că era prezentă chiar și atunci când erau încălcări flagrante ale cuvântului lui Dumnezeu. Și vom vedea imediat, oamenii aceștia fac multe lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl fac, care nu e după cuvântul lui Dumnezeu, este că aduc vite jertfă lui Dumnezeu. Și Scriptura a poruncit și vom vedea imediat că atunci când se aduceau arderi de tot, trebuiau să se aducă vite de parte bărbătească. Și ce e interesant, Bet-Shemeshul era o cetate a leviților. Oamenii ăștia trebuiau să cunoască cel mai bine legea lui Dumnezeu. Ei cu asta se ocupau. Asta era treaba lor, să citească legea și să îndrume întregul popor în legea lui Dumnezeu. Totuși vedem aici călcări flagrante ale cuvântului Dumnezeu și în același timp ei se bucură. Aia e bucurie falsă. Cu alte cuvinte, dacă eu pot să trăiesc cum vreau eu și să fiu nepăsător față de cuvântul lui Dumnezeu și totuși spun eu mă bucur de Dumnezeu, aleluia, slavă Domnului. Aia este o bucurie falsă. Aia nu este o bucurie adevărată. Cum pot eu să pretind că bucuria mea este duhovnicească, este spirituală? Vorbim despre recunoștință, despre bucurie, despre mulțumire în ultima vreme. Dar cum pot eu să pretind că bucuria mea este spirituală, este duhovnicească? Că Dumnezeu primește bucuria mea cât timp eu calc cuvântul lui Dumnezeu? Aia nu este o bucurie adevărată. În al treilea rând, bucuria lor nu este adevărată pentru că este separată de trăirea lor. Și ce e interesant? Abia în capitolul 7... În capitolul 7 se încheie prima secțiune din cartea 1 Samuel. Și capitolul 7 se încheie foarte frumos. Uitați ce spune Scriptura. Sau cel puțin debutează și se încheie așa. Spune așa. Trecuseră destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul închiriat, iar îmi trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Nu a plâns după chivot, a plâns după Domnul. S-au zis, ce spune Sfânta Scriptură, Samuel a zis întregii casei lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astarteile. Și noi ne întrebăm, ce căuta în poporul lui Dumnezeu Dumnezeii străini și astarteie? Vedeți, au adus chivotul Domnului, ei s-au bucurat de chivotul Domnului acolo în public, dar când s-au dus la casele lor, fiecare era cu astarteia lui și cu idolul lui. Aia nu este bucuria adevărată. Cu alte cuvinte, tradus pentru noi astăzi, dacă noi românii, dacă noi pocăiți, dacă noi evanghelici, dacă noi baptiști, dacă noi om cine am fi noi, putem să ne bucurăm de Dumnezeu aici și la casele noastre, într-un fel, folosesc o imagine, da? O extrapolare de la textul biblic, o paralelă, dacă vreți. Dacă eu acasă mă pot bucura de astarteia mea și de idolul meu și aici să vin să mă bucur și pot în același timp să vin să mă bucur de Domnul, acolo ceva nu-i cum trebuie. Aia nu-i bucurie adevărată. Aia nu-i bucurie adevărată. Abia după 20 de ani, ei s-au bucurat de chivotul Domnului, după 20 de ani au scos astarteile afară. După 20 de ani. Bucuria lor era superficială și pentru că era dezlegată de sfințenia lui Dumnezeu. Și-au permis să facă lucruri cu chivotul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a interzis cu desăvârșire în legea lui. S-au uitat în chivotul Domnului. S-au atins de chivotul Domnului. N-aveau voie să facă așa ceva. Și-au uitat, au zis ce întrebare pun ei, foarte interesant. Oamenii din Bet-Shemeș au zis, cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu Sfânt? Noi vrem să ne bucurăm de Dumnezeu, dar un Dumnezeu din ăsta prea strict, un Dumnezeu din ăsta prea serios, un Dumnezeu din ăsta prea sfânt. Deci noi putem să stăm în fața Lui. Noi am vrea să ne bucurăm, vezi, noi am fost deschiși să ne bucurăm. Dar cu un asemenea Dumnezeu nu te poți bucura, Domnule. Un Dumnezeu care are atâtea reguli, care nu ne lasă să ne uităm și noi alea în chivot, să vedem și noi cum arată chivotul. Un Dumnezeu care nu ne lasă să folosim chivotul ca o atracție turistică, așa, în zona noastră. Ce Dumnezeu e ăsta? E prea sfânt Dumnezeu pentru noi. Nu ne mai putem bucura. Și s-a dus bucuria exact cum a venit. De asta bucuria lui nu a fost adevărată, pentru că era o bucurie divorțată de sfințenia lui Dumnezeu. Frați și surori, eu cred că ne putem bucura și trebuie să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Amin. Biblia nicăieri nu ne cere și spune veniți cu fețele posomorâte la biserică și înainte să veniți la biserică la ora 9:20 faceți un botez serios în oțet. Și când veniți la biserică tot să plângeți, să fiți supărați înaintea Domnului. Biblia nicăieri nu ne poruncește lucrul ăsta. Biblia din contră ne poruncește, spune bucurați-vă în Domnul. Iar zic,
Bucurați-vă! Și apostolul n-a glumit când a spus să ne bucurăm. Chiar s-a referit la bucurie. Noi vrem uneori să interpretăm bucuria, nu, se refere un fel de bucurie din asta duhovnicească, adică tot serios ești. Da, o bucurie în reverență. O bucurie. Și vedeți, Scriptura folosește paradoxul ăsta, să te bucuri, dar în sfințenia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, bucuria mea nu trebuie să fie divorțată de reverența față de Dumnezeu. Credeți, mulți oameni zic, eu mă bucur înaintea Domnului și începe să se bucure cam ciudat. Cam ciudat să bucure înaintea Domnului. Nu, sfințenia lui Dumnezeu și cu bucuria noastră trebuie să dea mâna, trebuie să facă pace. Și ele să se împletească. Reverența, respectul față de Dumnezeu nu se contrazice cu bucuria în Domnul. Reverența față de Domnul nu se contrazice cu bucuria în Domnul. La ei s-o contrazis. La ei s-o contrazis. O, Domnule, nu mai putem bucura. Dumnezeu e prea sfânt pentru noi. Noi nu ne putem bucura de un astfel de Dumnezeu. O bucurie superficială. Și o bucurie superficială este o bucurie care este aprinsă și stinsă repede. Aprinsă și stinsă repede. Este un text în Sfânta Scriptură care poate am putea să-l folosim paralel. Spune Scriptura așa, sămânța căzută în locuri stâncoase, este cel ce aude cuvântul, vă aduceți aminte expresia care urmează, și îl primește îndată cu bucurie. Deci un om care aude cuvântul și spune, ăsta e meu, ăsta e Dumnezeu, așa da Dumnezeu Domnului, așa e Evanghelia, așa biserică, îmi place, vreau și eu așa. Și auzi ce spune imediat după aceea, dar n-are rădăcină în el, cei care vă cuplați cu plantele. Știți ce înseamnă să nu aibă rădăcină, nu? Ce se întâmplă? Biblia spune foarte clar. Ține până la o vreme. Scurt. La ăștia nu ținui măcar o zi. Bucuria. Multă bucurie. Și ai fi spus acolo, dacă te-ai fi uitat din exterior la oamenii aceștia din BCM și ai spus, băi, ăștia au făcut o conferință acolo, ai acolo prezența Domnului, o bucurie. Ce-a fost la BCM duminică dimineață? Nu vă vine să credeți. Dacă ați fi fost acolo la BCM, dar dacă ai fi spus toată povestea până la sfârșitul zilei, vom muri vreo 70 dintre ei. Cu toată bucuria lor. Cum a venit bucuria, la fel s-a dus. Și auziți ce spune Scriptura? Când a lovit Dumnezeu, poporul a plâns. A început cu bucurie și s-a terminat cu plâns. Bucurie superficială. Pentru că era o bucurie divorțată de cuvântul lui Dumnezeu, divorțată de sfințenia lui Dumnezeu. O bucurie care nu era legată de prezența lui Dumnezeu, de Dumnezeu. Era legată de un obiect. Asta e raportarea superficială la lucrurile lui Dumnezeu. Al doilea aspect care se vede la ei, nu doar o bucurie superficială, ci o închinare superficială. Când închinarea este superficială? Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm. Și eu cred din toată inima că mulți dintre noi ne-am închinat în dimineața aceasta. Dar când este punctul acesta în care trecem o linie de demarcație și închinarea noastră nu mai este autentică, nu mai este cu substanță înaintea lui Dumnezeu? Haideți să ne uităm la oamenii aceștia. Scriptura ne lasă în fața noastră ca să ne uităm la ei și să nu facem ca ei. Să zicem, Domnule, ce bine că am aflat de la ei. Nu fac aceeași prostie ca el. Nu mă duc în aceeași direcție în care s-a dus el. Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Versetul 14. Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Betșemeș și s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat lemnele carului și vacile le-au adus ca ardere de tot Domnului. Închinarea superficială e închinarea ieftină. Acum gândiți-vă și dumneavoastră, când o văzut ăștia din Betșemeș, Doamne, de ce să folosești lemnele tale și să folosești vitele tale, chiar dacă Dumnezeu ți-o porunci să aduci vite de parte bărbătească. Acum că s-a stea de parte femească, nu mai contează. Deodată ce le ai la dispoziție aici, bagă-le pe foc. Nu? Deodată ce, dacă pot să folosesc lucrurile altuia ca să mă închin Domnului, slavă Domnului. Nu? De ce să bag eu mâna la mine? De ce mă duc eu să aduc vitele mele jertfă? Le aduc pe ale filistenilor. Acum că puțin călcăm cuvântul Domnului, nu e niciun fel de problemă. Închinarea e ieftină. Oare, Scriptura folosește termenul ăsta deprisos. Oare folosim ca închinare înaintea lui Dumnezeu lucrurile de care nu mai avem nevoie? Știți cum făceam și noi la un moment dat lucrul ăsta? Mai bătea un cerșetor la ușă. Dă-mi o haină, dă-mi ceva. Ce haină îi dai? Spune-mi clar, care haină îi dai? Haina de care nu mai ai nevoie. Haina de care nu mai ai nevoie. Lucru deprisos. Și mi se pare mie că unii, eu nu spun că noi, eu nu știu dacă facem așa, n-am văzut, dar mi se pare că unii se gândesc la Dumnezeu și se poartă cu Dumnezeu în același fel, ca și cu un cerșetor. Ce îi dai Domnului? Domnule, ce nu mai am nevoie? Să tai eu la propriu, Domnule, eu am luat un salar. Și să tai eu din salarul ăla să-i dau Domnului? Nu chiar. A, că-i dau un leu, că-i dau doi. Aia e altă poveste.
Însă îi dau eu Domnului din timpul meu. Eu la amiază dorm. Nu mă scos la ora două din casă nici, să, nici cu tractorul, nici cu să mălești cu hamul. Nu mă scos afară, Domnule. Nu știu că eu în lucrare pe la Dezna sau nu știu pe unde. Lasă-mă în pace. Eu duminică dorm, Domnule. Nu mă scos de acolo. Nu îi dau eu Domnului din somnul meu. Cum să-i dau eu Domnului din somnul meu? Somnul meu e sfânt. E mai important ca Dumnezeu. Asta e starta ea mea. Somnul. Pentru unii oameni asta e idolul. Somnul. Înțelegeți? Dumnezeu așteaptă să-i dai ceva care să te coste. Arată că îl prețuiești pe Dumnezeu până și prin închinarea ta și prin jertfa ta. E ușor să iei lucrurile de-a gata. Dumnezeu îi prețuie prin închinarea noastră. Și vreau să vă spun un lucru. Știți ce bucurie ai când ai un lucru care te-a costat? Și Dumnezeu, am făcut ceva pentru Dumnezeu. E satisfacție pe care Dumnezeu ți-o dă în inimă. Că ai făcut ceva pentru El care te-a costat. Și David, știți exemplul acela extraordinar. David spune, nu, Domnule, nu vreau să aduc Domnului jertfe care nu mă costă. Nu vreau să fiu superficial înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să fac lucrurile de-a gata înaintea lui Dumnezeu. Mi se dă de-a gata. Nu, Domnule, vreau să fac eu ceva pentru Dumnezeu. Vreau să mă consum eu pentru Dumnezeu. Vreau să simt eu satisfacția aceea. Am venit obosit, terminat acasă. Dar l-am slujit pe Dumnezeu. Am o bucurie. Am făcut lucrul ăsta pentru Dumnezeu. Am satisfacția aceasta. Că l-am slujit pe Dumnezeu și m-a costat lucrul acesta. E ceva, ascultați-mă, e o atitudine pe care Dumnezeu ne-o dă. E o satisfacție și o împlinire pe care Dumnezeu ne-o dă atunci când îl slujim și ne costă, pe care nu o poți câștiga în niciun fel altfel. Nu există niciun alt mod să primești împlinirea aceea în suflet decât atunci când te dăruiești lui Dumnezeu și te cheltui pentru Dumnezeu. Și cei care ați făcut lucrul ăsta știți că așa este. E ceva, ceva, o împlinire pe care Dumnezeu ți-o dă, care nu poți câștiga în niciun fel altfel. În nicio altă modalitate decât atunci când te-ai cheltui pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea puterea să-L slujim cu substanță, amin, nu superficial. Amin. Și mie mi-ar fi mai ușor să dau din banii lui frate Lucian. Dar nu o să am satisfacție. Niciodată nu o să am satisfacție. Și mie mi-ar fi mai ușor să mă duc cu mașinile altora pe drumurile rele. Dar niciodată nu o să am satisfacție. Dom'le, mi-am pus lucrurile la dispoziția lui Dumnezeu. Al doilea aspect care arată că închinarea lor era superficială este că aveau o închinare inovatoare. Auziți ce spune Scriptura? V-am tot pomenit de textul acela, Leviticul 1:3. Dacă darul lui va fi o ardere de tot, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur. Și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului ca să fie plăcut Domnului. Nici vorbă de așa ceva. O cetate plină de leviți care au ignorat porunca lui Dumnezeu. Nu aveau voie să aducă vite de parte femeiască, ci de parte bărbătească. Simplu. Era o regulă simplă pe care Dumnezeu a lăsat-o. Noi am putea să ne ducem și să vedem, cum spunem noi, partea goală a paharului și să spunem, dar de ce a cerut Dumnezeu parte bărbătească? Nu-i treaba noastră de ce a cerut. Dumnezeu pur și simplu a cerut un lucru simplu. Doamne, adu de parte bărbătească. Când aduci o ardere de tot, Domnule, adu de parte bărbătească. Scurpe doi. Ei nu trebuia să facă filozofie pe chestiunea asta. Închinarea care nu este plăcută Domnului și închinarea superficială este închinarea inovatoare. Când oamenii își permit să introducă în închinarea față de Dumnezeu un lucru pe care Dumnezeu nu le-a cerut și lucru pe care Dumnezeu le-a interzis mai mult. Cu alte cuvinte, tradus pentru noi astăzi, ar trebui să fim focalizați să ne uităm la lucrurile care îi plac Domnului. S-ar putea că să fie lucruri care ne plac nouă. Să zicem, Doamne, am vrea să mă închin în Domnului în felul ăsta. Întrebarea este, nu dacă îți place ție, ci dacă îi place Domnului. Vedeți, am spus de multe ori lucrul ăsta și îl spun pentru că așa trăim. Trăim în vremea asta în care așa vorbesc cu oamenii. Așa spunem, așa mă trezesc eu de multe ori spunând. Și îmi dau seama că nu-i bine. Noi, cum a fost la biserică? Bine. Mi-a plăcut. Sau nu mi-a plăcut. Ca și cum criteriul de judecare a unei slujbe este dacă mi-a plăcut mie sau nu. Ăla e criteriul de judecare. Mi-a plăcut predica, mi-a plăcut cântarea. Nu mi-a plăcut cântarea. Ca și cum ăsta e criteriul, domnule, a fost ceva bun sau nu, dacă mi-a plăcut mie. Dacă nu mi-a plăcut mie, n-a fost bun. Mă, că vedeți, venim, suntem aici, să zicem, vreo 100 și ceva, da? Din atâția oameni, la unul i-a plăcut o cântare, la unul nu i-a plăcut, de aceeași cântare. La unul i-a plăcut predica, la unul nu i-a plăcut, aceeași predică. Cine are dreptate? Ce facem dacă 50 le-a plăcut, 50 nu le-a plăcut? Cine are dreptate? Vedeți? Criteriul de judecare a lucrurilor nu este dacă ne-a plăcut nouă. Criteriul de judecare a lucrurilor este ceva dincolo de noi, dacă i-a plăcut lui Dumnezeu. Amin? Așa ar trebui să fie. Dacă i-a plăcut lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu îi place întotdeauna când lucrurile se potrivesc cu tiparul pe care El ne-a lăsat în Sfânta Scriptură. Oamenii aceștia l-au ignorat. Au adus o închinare inovativă lui Dumnezeu. O închinare care imita puțin păgânismul filistean.
O altă problemă a închinării lor este că s-a asociat cu păgânism. Uitați, au adus, lada aceea cu șoarea aceea de aur. Dumnezeu niciodată în viață și în pur n-a cerut așa ceva. Dar i-a lăsat pe filisteni să facă cum vor ei, au scos chivotul afară și Dumnezeu și-a oprit mânia de acolo. Dar când vine chivotul Domnului în poporul Israel, te-ai fi așteptat ca poporul Israel să spună: Domnule, lângă chivotul Domnului n-au ce să caute șoarece aceea, câtă e lumea și pământul. Nu există nicio legătură între jertfele pe care le-a cerut Dumnezeu și jertfele pe care le-au adus oamenii aceștia. Noi separăm jertfele pe care le-au adus filistenii de jertfele pe care le aducem noi Domnului. Ascultați ce fac ei. Scriptura spune foarte atent lucrurile acestea. Versetul 15. Au pogorât chivotul Domnului și lada de lângă el în care se aflau lucrurile de aur. Și le-au pus lucrurile astea toate, și chivotul Domnului și lada cu lucrurile de aur, și le-au pus toate pe piatra cea mare. Un detaliu foarte, foarte ușor precizat, dar este acolo. Au luat lucrurile acestea împreună, și chivotul și lada aceea, și le-au pus acolo pe o piatră. Ele nu trebuiau să stea împreună. E foarte ușor la un moment dat să facem și lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a cerut, dar să mai punem și noi ceva puțin de la noi, care ni se pare nouă că e bine și potrivit. Dar nu e bine. Că Dumnezeu nu a cerut așa. Asta este închinarea superficială, închinarea care asociază și lucruri păgânești. Și lucruri păgânești. Și leviții trebuiau să știe că Dumnezeu nu accepta așa ceva. Că chipurile acelea de aur, că umflăturile acelea de aur, că șoarecele acelea de aur, n-aveau niciun fel de legătură cu jertfele pe care le-a cerut Dumnezeu. Niciun fel de legătură. Niciun fel de legătură. Închinarea, în urmă, este superficială și din următorul punct de vedere. De ce credeți că Dumnezeu a lovit poporul? Spune Scriptura, Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș când s-a uitat în chivotul Domnului. De ce a lovit Domnul că s-a uitat în chivotul Domnului? Ce e așa mare baie? Acum gândiți-vă să moară 70 de oameni. Nu-i, când moare un om e o tragedie. Dar când mor 70 de oameni, de ce i-a omorât Dumnezeu pentru chestiunea respectivă? Uitați de ce. Numeri, capitolul 4, versetul 20, spune așa. Se referă la o parte dintre leviți, nici măcar nu toți leviți aveau voie să pună mâna pe chivotul Domnului. Oricum doar leviți aveau voie, dar o parte din ei aveau voie. Uitați ce spune despre o parte din leviți. Zice să nu intre ei să învelească lucrurile sfinte ca să nu moară. Numeri 4 cu 15. După ce Aron și fiii lui vor isprăvi de a acoperi Sfântul Locaș și toate unertele Sfântului Locaș, fiii lui Chehat să vină la pornirea taberei ca să le ducă, dar să nu se atingă de lucrurile sfinte ca să nu moară. Ce să se mai uite la ele? Că trebuiau să fie acoperite. Ce să mai deschizi? Nu că nu aveai voie să te uiți la ele. Erau acoperite. Dar aminte să te mai uiți în ele, să te uiți acolo, să cotrobăiești după acolo, să vezi ce-s cu lucrurile sfinte. Nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu a spus să nu se atingă, să nu se uite la ele ca să nu moară. Poporul Israel, datorită superficialității cu care l-au tratat pe Dumnezeu și lucrurile sfinte, au folosit chivotul Domnului ca pe o atracție turistă. A venit chivotul Domnului la noi. Când mai prins tu așa ocazie să fie chivotul Domnului la noi? Pus chivotul Domnului acolo la vedere și lumea a venit să se uite, să vadă ce este în chivotul Domnului. Cum arată chivotul Domnului? Dumnezeu nu a permis o astfel de raportare superficială la lucrurile Lui. Și de aceea Dumnezeu a intervenit și a învățat pe oamenii aceștia ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Și aș vrea să observați un aspect. Noi trăim într-o perioadă în care se pune foarte mult accent pe reclamă. Foarte mult accent pe reclamă. Așa se vând lucrurile, așa se fac afacerile. Prin reclamă. Unii fac și afaceri fără reclame, dar în general așa se face. Da? Îți faci reclamă la lucrul pe care l-ai, la afacerea pe care l-ai, la lucrul la care te pricepi să-l faci. Boala asta e transmisă în mass media. Până la un punct ea e bună. Și mass media e focalizată foarte mult pe reclamă. Pe show. Pe program. Știți care e problema? Când noi ajungem să ne purtăm cu Dumnezeu la fel cum se poartă oamenii la televizor și în mass media. Și simțim la un moment dat nevoia și ne scoatem și noi la înaintare lucrurile noastre sfinte. Simțim la un moment dat nevoia să facem și noi show cu lucrurile lui Dumnezeu. Și frate și soră, este tragic. Oamenii au ajuns să facă show cu predicile, au avut să facă show cu cântările,
Eu nu văd rostul la care să fac eu show cu cântările închinate Domnului. Eu nu văd rostul, poate mi-l explică cineva odată. Să-mi explice și mie, Domnule, de ce ar trebui să fac eu show? Să impresionez eu, să atrag eu mulțimile cu cântările care sunt închinate Domnului. Nu văd sensul. Poate mi-l explicați Dumnezeu. Eu nu văd sensul. Nu văd motivul pentru care eu ar trebui să ajung la performanțele lumii în predicare cu niște discursuri retorice de să-l dau lumea pe spate sau cu niște cântări să dau lumea pe spate. Dar nu văd sensul. Nu văd motivul pentru care în casa lui Dumnezeu să aduc și să fac lucruri care să concureze cu ceea ce fac oamenii. Zic, bă, la noi, ce concert a făcut aia? Vezi ce concert am tras noi aici. Acum, nu vreau să dau exemple, că nu vreau să jignesc pe nimeni. Și nici n-ar fi o jignire. Dar au ajuns oamenii în multe adunări să facă lucruri care pur și simplu concurează cu dezmățul pe care îl fac oamenii afară. În multe, multe locuri au ajuns aproape, zici că-s discoteci. Cu lumini, cu fumuri, cu gălăgi, cu ce vrei tu acolo. E tot ce vrei tu acolo. Concurăm. Și simțim nevoia să arătăm oamenilor. Dom'le, facem și noi un clip și arătăm noi oameni. Uitați, ce ziceți de prestația noastră? Am făcut show-ul care a trebuit. E show-ul bun, e show-ul potrivit. Și știți de ce se întâmplă lucrul ăsta? Asta e închinarea superficială care nu e focalizată pe Dumnezeu. E focalizată pe oameni. Se uită oamenii. Dom'le, e bine sau nu e bine? Dacă oamenii zic că e bine, mai dăm o tură așa. Dumnezeu ne cere să avem o închinare care e focalizată pe El. O închinare care e după cuvântul lui Dumnezeu. O închinare care e plăcută lui Dumnezeu. Ăsta e scopul închinării. Scopul închinării este să te întâlnești cu Dumnezeu. Să te bucuri de Dumnezeu. Să intri în părtășie cu Dumnezeu. Să ai parte de prezența lui Dumnezeu. După cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta este scopul închinării. Închinarea nu trebuie folosită niciodată ca atracție. Atracție turistică. E mare ispită, să știți. Este o foarte mare ispită. Să-ți dregi în așa fel predicile, încât să atragi oamenii. Nu să-i atragi la Dumnezeu, ci să-i atragi, știți, cultul personalității. N-am scăpat el din comunism. Și nu-i numai din comunism, dar de când e lumea. Să-ți formezi o personalitate, să devin un Andrei Croitoru, cunoscut ca un predicator bun. Și atunci eu știu să-mi fac și să-mi lucrez predicile în așa fel încât oamenii să nu mai țină minte nimic. Poate am predicat despre Dumnezeu, dar nu o să mai țină minte nimic despre Dumnezeu din predica mea, decât țin minte. Doamne, au avut o predică bună. Și dacă vrem odată să scoatem pe cineva la înaintare și să știm, cine-i Sebișu? Aia câțiva acolo, Doamne, și trimitem pac, pac, pac acolo și avem noi oamenii care îi folosim ca atracție turistică. Dumnezeu nu permite așa ceva. Ispita e mare, dar Dumnezeu nu permite așa ceva. Biserica, lucrurile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, predicarea, cântarea, nu trebuie folosite niciodată pentru atracție. Așa să punem în fața oamenilor, să fie show, să vadă oameni. Uite ce au și ăștia. Nu, astea sunt lucrurile pentru noi. Astea sunt lucruri pentru închinare. Sunt lucruri care trebuie aduse lui Dumnezeu, închinate lui Dumnezeu, folosite după cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Au avut bucurie superficială, au avut închinare superficială și mă uitați la un punct aici. Pocăință superficială. Auziți ce spune Scriptura? Și poporul, uitați-vă la versetul 19. Și poporul a plâns. Și acum uitați-vă la capitolul 7, versetul 2. Haideți să comparăm puțin versetele astea două. Eu vi le citesc și dumneavoastră încercați să faceți în mintea dumneavoastră o diferență între ele. Sunt două categorii de oameni care plâng. Dar două plânsuri diferite. Ascultați. Versetul 19 așa, spune așa. Și poporul a plâns pentru că Domnul îi lovise cu o mare orgie. Capitolul 7, versetul 2 spune așa. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Observați diferența? Unii plâng că Domnul le-a dat cu varga la posterior, alții plâng după Domnul. După Domnul. E o foarte mare diferență. Două plânsuri foarte diferite. Foarte diferite, la distanță doar de câteva versete. Numai că între astea două versete, câteva versete au trecut 20 de ani. Au trecut 20 de ani ca oamenii să învețe să plângă. Noi trebuie să învățăm să plângem. Există un plâns care nu ne folosește la nimic. Există un plâns care trădează o falsă pocăință. Uitați ce spune. Au plâns pentru că Domnul îi lovise cu mare orgie. În plânsul lor nu se vede regret pentru păcat, ci se vede regret pentru pedeapsă. Când un copilaș pedepsit de tatăl lui plânge,
De ce plânge? Că îi pare rău că l-a supărat pe tata? Nici vorbă. Că-l doare. De asta au plâns. Că-l doare. Pocăința adevărată nu înseamnă să plângi că ți s-a întâmplat ceva rău, ci să plângi că ai greșit înaintea lui Dumnezeu. Să te doară, să regreți că ai greșit înaintea lui Dumnezeu. Pocăința adevărată, și aici se vede pocăința lor superficială, că exista un regret nu pentru păcat, ci pentru consecințe. Și nu vedem la ei niciun fel de renunțare la păcat. Întotdeauna pocăința adevărată înseamnă să renunți. Dom'le, am greșit. Ok, gândiți-vă la situația lor. Dom'le, am greșit. Dumnezeu ne-a pedepsit. Care era lucrul normal pe care trebuiau să-l facă ei? Să se pocăiască de comportamentul ăla greșit. Nu? Simplu. Dom'le, în ce am greșit? În ce am făcut? Ce am făcut greșit? Asta ai făcut greșit. Ok, lăsăm deoparte. Asta înseamnă pocăința adevărată. Înseamnă să regreți păcatul, înseamnă să regreți, să renunți la păcat. Dar pocăința lor falsă să observe și un următorul punct. Uitați ce spun ei. Versetul 20. Cine e vinovat în toată istoria de la Betșemeș? Au murit 70 de oameni. Cine e vinovat? Hai să vedem care e concluzia lor. Oamenii din Betșemeș au zis. Noi ne-am fi așteptat să spunem așa. Dom'le, Dumnezeu nu acceptă să venim cu păcatele noastre înaintea lor. Dumnezeu nu acceptă să facem ritualul cum vrem noi, trebuie să le facem după cuvânt. Hai, domnule, leviții, să vină leviții și să ne învețe cum trebuie să facem lucrurile. Nu, nici vorbă de așa ceva. Auziți ce zic ei? Cine-i baiul în toată situația asta? Cine-i baiul? Care-i concluzia lor? Cine-i baiul pentru ei? Auziți cine-i baiul? Cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu Sfânt? De cine-i baiul în situația asta? Dumnezeu! Dumnezeu e baiul. Păi cine poate să vină în fața unui asemenea Dumnezeu? Noi nu-i greu să aducem vitele care ni le-a cerut Dumnezeu. Noi nu-i greu să aducem jertfele care ni le-a cerut Dumnezeu. Noi nu-i greu să ne comportăm cum ne-a cerut Dumnezeu. Noi nu-i greu, Domnule, să nu ne uităm la chivo, să ne băgăm capul acolo înăuntru și să-l scoatem, să facem atracție turistică din el. Nu-i greu, Domnule, că dacă filistenii fac așa, că dacă popoarele din jur fac așa, noi de ce să nu facem așa? Cine poate să stea înainte acestui Dumnezeu Sfânt? El e baiul, nu noi. El e baiul, nu noi. Asta nu-i pocăință. Ăla nu-i plâns. Aia nu-i pocăință și nu-i nici plâns adevărat. Dumnezeu e baiul. Îl învinovățesc pe Dumnezeu. Într-un fel pentru strictețea Lui, pentru sfințenia Lui. Și uitați ce mai spune Sfânta Scriptură. Nouă ni se pare, zicem, Domnule, uite-te, oamenii aceștia îl preamăresc pe Dumnezeu. Că uite, zice, cine poate să stea în fața unui asemenea Dumnezeu Sfânt? Vezi, oamenii aceștia preamăresc sfințenia lui Dumnezeu. Nu, nu o preamăresc. O învinovățesc. Dumnezeu era prea sfânt pentru ei. Frați și surori, aș vrea să învățăm o lecție foarte importantă. Noi ne rugăm pentru trezire spirituală. Noi ne rugăm pentru înviorare spirituală. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să miște lucrurile și Dumnezeu le mișcă. Sunt mulți oameni, zice, Dumnezeu ne-a lăsat, Dumnezeu, nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu le mișcă. Știți care e problema? Și puțin ironic aici, Dumnezeu nu le mișcă cum vrem noi. Dumnezeu are tabla lui de șac, el mișcă pionii într-un mod mai deosebit. Dumnezeu nu le mișcă cum vrem noi. Dumnezeu a mișcat lucrurile la Betșemeș, dar nu le-a mișcat cum a vrut ei. Pe unii a mișcat la orizontală. Înțelegeți? Au înființat un cimitir atunci. Dumnezeu a mișcat lucrurile. Vezi? Spun impropriu, în ghilimele, cuvântul pericol. E un pericol când chem manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Că nu știi cum se manifestă. Și vă spun, întotdeauna când Dumnezeu se manifestă, întotdeauna când Dumnezeu se manifestă, uitați-vă în toată Sfânta Scriptură, Dumnezeu se manifestă și face pe oameni să înțeleagă sfințenia Lui. Întotdeauna se întâmplă așa. Așa că pericolul pe care îl întâmpinăm atunci și riscul pe care îl întâmpinăm atunci când ne rugăm, Doamne, manifestă-te, Doamne, lucrează, pericolul este că Dumnezeu chiar o să vină să lucreze. Ăsta e un pericol, că Dumnezeu chiar o să vină să lucreze. Numai că uneori față de unii nu lucrează chiar cum am vrea noi. Lucrează cum vrea El. Și uneori doare modul în care lucrează Dumnezeu, dar e bine. Dar e bine pentru că Dumnezeu învață niște lecții foarte importante. Uitați-vă când mută oamenii aceștia chivotul la Betșemeș să încheie raportarea superficială față de Dumnezeu, să încheie. Oamenii încep să se poarte cu sfințenie față de Dumnezeu. Pentru că au învățat de la ei. Au învățat de la ei. Au învățat de la ei. Așa că atunci când ne rugăm, Doamne, manifestă-te, să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne arate ce înseamnă sfințenia Lui. Și El ne arată. El ne arată. Uneori ne doare.
Dar ne-o arată și e bine că ne-o arată. E bine că ne-o arată. S-au raportat greșit la Dumnezeu și s-au raportat greșit la pedeapsa lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, ce senzație aveți față de Dumnezeu când Dumnezeu vă pedepsește? Care e reacția? Uitați care a fost reacția lor. Și la cine trebuie să se suie chivotul dacă se depărtează de la noi? Doamne, Dumnezeu ne-a pedepsit? Și ce? Nu-i trebuie un Dumnezeu din asta. Nu-i trebuie. Biblia spune că Dumnezeu bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Dacă Dumnezeu te iubește, Dumnezeu nu te lasă unde ești. Și vă promit, și Dumnezeu ne promite, că dacă suntem ai Lui, Dumnezeu nu ne lasă. Uneori nu ne lasă în dragostea Lui și, de fapt, întotdeauna nu ne lasă în bunătatea și în dragostea Lui și în mila și în harul Lui pentru noi. Dar uneori harul și mila și dragostea se manifestă printr-o nuia care ți-o dă Dumnezeu. Ca să te ridice de acolo de jos. Ca să te ridice de jos. Cum ne raportăm la pedeapsa lui Dumnezeu? Ne zbârlim? Ne supărăm? Zicem, Doamne, ce Dumnezeu e? Asta a fost reacția lui. Ce Dumnezeu e asta? E prea sfânt, Doamne. Prea strict, prea serios. Noi nu vrem un astfel de Dumnezeu. Unde să se depărteze de la noi? O cetate de leviți. Bet-Shemeshul era o cetate a leviților. O cetate aleasă în care trăiau leviții. Leviții s-au hotărât, poporul ăla și-a zis, Doamne, Dumnezeu ăsta e prea strict pentru noi să plece de la noi. Ce reacție avem noi față de prezența manifestată a lui Dumnezeu? Dumnezeu se manifestă, ascultați, Dumnezeu se manifestă. Fără doar și poate, și când ne pedepsește, și când ne dă binecuvântări, și pedeapsa e o binecuvântare de la El, că o face ca să ne întoarcă la El. Dumnezeu nu se răzbună pe noi. Dar ce reacție avem față de prezența manifestată a lui Dumnezeu? Ce reacție avem? Chiar și când o face într-un mod negativ, am spune noi, dar tot spre binele nostru o face. Ce reacție avem? Vrem să plece de la noi? Și zic că, Doamne, Dumnezeu ăsta să se ducă la noi. Noi vrem să rămânem cu ritualurile noastre, cu poveștile noastre. Nouă nu ne trebuie un astfel de Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu Abinadab ăsta, omul ăsta serios. Uitați ce spune versetul 1. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. Și l-au dus în casa lui Abinadab. Și vreau să vă spun un lucru. N-a murit nimeni din casa lui Abinadab. Și vreau să vă spun un alt lucru. Chivotul Domnului, într-un sens, prezența Domnului, este în multe din casele dumneavoastră și nu a murit nimeni acolo. Dumnezeu vrea să intre în casele noastre. Dumnezeu vrea să facem un chivot în casele noastre. Dumnezeu vrea ca să fie cu prezența Lui în casele noastre. Vrea să-L invităm acolo. Vrea să-L primim acolo. Vrea să stea acolo. Și uitați ce spune Sfânta Scriptură. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său, Eleazar, ca să păzească chivotul Domnului, ca să îngrijească chivotul Domnului. Asta e raportarea pe care Dumnezeu vrea să o avem. Asta e ultima raportare. În sfințenie, nu superficialitate, ci sfințenie. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu vine în casa mea, Domnule, să am grijă de prezența lui Dumnezeu. Să mă îngrijesc de ea. Să mă îngrijesc de prezența lui Dumnezeu. Să mă sfințesc în prezența lui Dumnezeu. În casă. Nu s-a dus la biserică. Nu era la cultul întâlnirii, era acasă. Și cât de frumos e că omul acesta, tatăl acesta, și-a sfințit pe fiul lui ca să aibă grijă de chivotul Domnului. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea tuturor dintre noi, ca să ne sfințim pe noi înșine și pe fiii noștri și casele noastre, ca să îngrijim prezența lui Dumnezeu din casele noastre. El vine acolo, dar să avem grijă, să o întreținem. Să punem lemne pe focul ăla sfânt pe care Dumnezeu îl face în casele noastre. În rugăciune, în citirea Sfintei Scripturi, în discuții constructive. Și tot ce nu-i după voia lui Dumnezeu să dăm afară de acolo. Și vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Știți când aduce David chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate? Când a văzut că era binecuvântat ăsta în casa căruia era chivotul Domnului. S-a zis așa, binecuvântare? La mine e chivotul! Și Dumnezeu trimite binecuvântare când oamenii protejează, oamenii păzesc, oamenii îngrijesc cu atenție prezența Lui.